Salut! Sunt Otto de la Miere TV, iar în clipul de astăzi vom vorbi despre 10 greșeli care ne împiedică să creștem în masa musculară. Fraților, dacă ascultați aceste 10 sfaturi de la mine, cu siguranță veți crește în masă musculară și veți crește în masă musculară mult mai repede decât alții care nu respectă aceste 10 lucruri. Cât de repede? Poate de 2 ori mai repede, poate de 3 ori mai repede, poate chiar de 4 ori mai repede, depinde cât de mult țineți cont de aceste sfaturi și încercați să le faceți cât mai bine. Încercați să aveți cât mai multă atenție la lucrurile acestea pe care urmează să vi le spun. Haideți să începem. 1. Antrenamentul cu greutăți. Antrenamentul cu greutăți este regula numărul 1 pentru a crește masă musculară. Pentru că degeaba mâncăm 10 grame de proteină pe kilogram corp, degeaba mâncăm 500 de grame de proteină pe zi, dacă nu ne antrenăm corpul, dacă nu ne stimulăm mușchii în sală cu greutăți. Antrenamentele trebuie să fie foarte, foarte puternice și să fie foarte obositoare. Trebuie să pleci leșinat. Când termin o serie, trebuie să fii efectiv epuizat, frate, și trebuie să ai pauză destul de mare între serii. Nu te duci în sală să faci cardio cu greutăți. Am făcut și eu această greșeală la început când m-am apucat de slăbit pentru că eram foarte mare. Nu aveam absolut deloc masă musculară, aveam 150 de kg și aveam numai grăsime, absolut deloc mușchi. La început am făcut și eu această greșeală, am început să mă antrenez gen cardio cu foarte multe repetări, cu pauze mici între serii, între exerciții, să fac cât mai mult volum, dar nu este optim. Bineînțeles că vei crește chiar dacă nu vei asculta acest sfat, pentru că dacă ești la început, vei crește. Orice stimul la început se va vedea imediat pe corpul tău. În primele 2-3 luni vei crește cel mai ușor în masă musculară. Dar asta nu înseamnă că ai ajuns la potențialul tău maxim, este doar începutul și acum nu vorbim despre începători. Antrenamentele în sală trebuie să fie foarte, foarte epuizante. Trebuie să vă antrenați specific pentru creșterea masei musculare. Dacă nu, nu veți crește, veți stagna. V-am mai spus și în alte clipuri cum trebuie să vă antrenați pentru masă musculară, deci 10-12 repetări, iar la ultima repetare trebuie să fiți absolut epuizați. Trebuie efectiv să nu mai puteți ridica greutatea de jos. Trebuie să aveți un om în spate dacă sunteți la început, dacă sunteți mai începători, dar nu este obligatoriu neapărat. Sunt exerciții care nu necesită ajutor din partea cuiva. Eu rare ori mă antrenez cu ajutor din partea cuiva. În momentul în care faceți ultima repetare din serie, deci trebuie să fiți absolut epuizați, trebuie să o ridicați foarte greu sau să nu puteți să o ridicați, să o ridicați până la jumătate și apoi să renunțați, să cedați, să lăsați greutatea jos. Nu vă mai uitați la alți oameni din sală care arată bine, care fac 3 repetări, care fac 20 de repetări, 30 de repetări și arată bine. Pentru că aceștia poate fac sală de foarte mult timp, poate au un genetic foarte bun și bineînțeles nu mai ascultați toți oamenii din lumea fitness-ului de pe YouTube românesc pentru că habar n-au ce vorbesc, vă nebunesc de cap chestii științifice cu termeni, efectiv termeni științifici. Citesc ei studii, vă bagă în cap numai prostii, vă aburesc, vă duc în tot felul de chichițe, în tot felul de nimicuri. Aceste 10 sfaturi pe care vi le voi da astăzi sunt cele mai importante lucruri pe care trebuie să le faceți. Desigur, poți să faci și altfel de antrenamente, să faci dropseturi, să lucrezi o serie sau un exercițiu, să faci mai multe repetări, dar asta nu înseamnă că este optim pentru creșterea masă musculară. Ca să te antrenezi optim pentru creșterea masă musculară, 10-12 repetări la epuizare, ultima repetare să fie la epuizare. Apoi îți iei un minut, un minut jumate între serii pentru că vei avea nevoie. Aici nu facem cardio, da? Facem antrenamente pentru masa musculară și veți avea nevoie de o dignă mai mare între serii. Cum ziceam, există și oameni care se antrenează foarte prost, foarte puțin, fac 3 repetări sau fac 30-40 de repetări și arată foarte bine, pentru că aceștia au o genă foarte bună, dar asta nu înseamnă că se antrenează optim pentru creșterea masă musculară. Dacă s-ar antrena optim și ei pentru creșterea masă musculară, cu siguranță ar arăta mult mai bine și ar avea o masă musculară mult mai dezvoltată. Numărul 2. A doua greșeală care foarte mulți o fac este că nu-și antrenează grupa musculară, fiecare grupă musculară de mușchi, nu-și o antrenează mai mult de o dată pe săptămână. Fraților, pentru o creștere cât mai bună în masa musculară, trebuie să ne antrenăm fiecare grupă musculară de minim 2 ori pe săptămână. 2-3 ori, dar de 2 ori este suficient, este mult mai bine decât o dată. Pentru că gândiți-vă, dacă vă antrenați o singură dată o grupă musculară pe săptămână, este mult prea puțin. Faci luni piept și mai faci peste încă 7 zile piept. Până la viitoare luni, e prea puțin, trebuie să faceți să lucrați aceeași grupă musculară la un interval de 3-4 zile, de 2 ori pe săptămână. Dacă faci luni piept, poți să faci iarăși piept joi, de exemplu, foarte, foarte sigur și foarte simplu. Pentru că grupa musculară se va reface în 4 zile, este imposibil să nu se refacă. Și practic, dacă antrenezi o grupă musculară pe săptămână, vei pierde posibilitatea de a rupe mușchiul ăla în două,
De mai multe ori și vei pierde efectiv posibilitatea de a crește acel mușchi, de a-i oferi un stimul mai mare, dublu practic. Așa că este foarte important să vă antrenați de 2 ori pe săptămână fiecare grupă musculară. 3. Numărul de mese. Vreau să vă spun că aceste lucruri care urmează să vi le înșir, care ne împiedică să creștem masa musculară, sunt exact în ordinea pe care eu o consider cea mai importantă pentru că nu creștem în masa musculară efectiv. Deci pe locul 3 este numărul de mese, pentru că foarte multă lume mănâncă prea puține mese și fac fasting. Fraților, fasting e o tehnică de slăbit, dar nu este bună pentru punerea de masă musculară. Dacă faceți fasting și mâncați într-un interval oral de 6 ore, de 8 ore, veți pierde foarte multe oportunități pentru a crește masa musculară. Pentru a sintetiza cât mai bine proteina în corp, avem nevoie de 4-5 mese cu proteină în fiecare zi, la o diferență de 4-5 ore, maxim 5 ore, da? Nu contează că mănânci noaptea înainte să te culci, din contră este recomandat să mănânci o servire de proteină înainte să adormi, nu o masă de aia imensă, copioasă, de 1000 de calorii, nu prostii, nu dulciuri, da? E foarte bine să mâncăm o brânză cottage, să mâncăm caseină, pentru că caseina este un tip de proteină care se absorbe mai lent în corp și este optim să mâncăm o servire de proteină, de caseină, adică care se găsește în lapte, în general, în produsele lactate. Adică puteți să mâncați o brânză cottage de 20 de grame de proteină, ați văzut că eu mereu am consumat când am fost la dietă. Puteți să consumați un iaurt cu maxim 2% grăsime. Dacă mâncați o porție de proteină din baton proteic, eu deseori mănânc câte un baton proteic înainte să dorm, este bun și acela, însă nu se va absorbi atât de lent. Se va absorbi mult, mult mai rapid. Proteina din whey se va absorbi mult mai rapid decât caseina. Sau puteți să mâncați o friptură, un piept de pui, ceva, pentru că la fel, proteina din carne se absorbe mai greu. Carnea se digeră mult mai greu de organism și se digeră într-un timp mai îndelungat. Deci nu mai ascultați toți bărzăunii care spun că, domne, nu mânca noaptea, nu mânca înainte să adormi pentru că te vei îngrășa, ultima masă trebuie să o ai la ora 6. Astea sunt prostii, sunt aberații, astea sunt mituri, fraților. De asemenea, nu încercați să mai săriți peste micul dejun. Și eu am sărit de foarte multe ori și încă mai sar peste micul dejun pentru că nu mi-este foame când mă trezesc. Dar de ceva timp încoace am început să consum produse apicole, suplimentele mele apicole, adică păstură care are foarte multă proteină. Am început să consum apicomplet care are păstură și polen, care la fel, polenul are foarte multă proteină. Și încerc, după ce îmi iau produsele apicole, suplimentele apicole dimineață, încerc să beau cafeaua, încerc să beau un ceai și apoi să mănânc ceva. Este foarte important să mâncăm ceva, mai ales că după aia vom merge să ne antrenăm și dacă nu mănânci nici înainte de antrenament nimic, este foarte, foarte nasol. Pierzi foarte multe oportunități de a crește masa musculară, pentru că sintetizarea proteinei în organism se face undeva la 4-5 ori pe zi, din câteva ore în câteva ore. De asemenea, nu trebuie să mănânci ca disperatul, 10 mese, 8 mese, cum fac culturiștii. Nu trebuie să mănânci din 2 în 2 ore. Acest lucru nu te va ajuta. Dacă vei mânca din 4 în 4 ore sau din 5 în 5 ore, este perfect suficient. Dacă vei avea 5 mese pe zi, este suficient să mănânci 20-30 de grame de proteină la fiecare masă. Dacă vei avea decât 3 mese pe zi, nu este atât de optim, dar să zicem că este ok, decât o masă sau două este ok și 3 mese. Și încercați, bineînțeles, să le aveți din 5 ore în 5 ore și să mâncați mai multă proteină. Să mâncați undeva la 40-50 de grame de proteină dacă aveți decât 3 mese. Din punctul meu de vedere, aceste două lucruri sunt cele mai importante lucruri pentru creșterea masei musculare. Pentru că, după cum ziceam, degeaba mănânci 10 grame de proteină dacă nu faci un antrenament corespunzător pentru creșterea masei musculare. Și nu numai unul, antrenamente regulate, cum vă spuneam. Și degeaba faci antrenamente pentru creșterea masei musculare dacă nu mănânci suficientă proteină și suficient de des. Chestiile astea două merg mână în mână și mi se par cele mai importante, iar pentru slăbit, bineînțeles că nu avem nevoie de antrenamente cu greutăți, putem foarte bine să slăbim din alimentație. Dacă acest clip va merge bine, probabil că voi face încă un clip 10 lucruri care ne împiedică să slăbim, dar asta depinde numai de voi, fraților. De câte like-uri va primi acest clip, câte vizualizări va avea și așa mai departe. Numărul 4. Încerci să slăbești prea repede. Așa am făcut această greșeală. Toate greșelile de fapt le-am făcut și încă le mai fac, dar eu acum vă zic cum este mai bine, da? Deci nu încercați să slăbiți prea repede. Dacă veți slăbi prea repede,
veți pierde foarte multă masă musculară. Nu va fi numai grăsime, va fi foarte multă apă și vor fi și grame importante de masă musculară. Pentru că masa musculară se pune foarte greu și nu ai vrea să o pierzi în momentul în care slăbești, în momentul în care ești la dietă, în momentul în care vrei să dai din grăsime jos. De aceea e foarte important să nu vă grăbiți. Nu trebuie să vă grăbiți când intrați într-o perioadă de slăbit. Încercați să o luați ușor. Optim este să slăbești între 0,5 și 1 kg pe săptămână, maxim 1 kg. Da? Deci dacă veți slăbi mai mult de 1 kg, fiți siguri că ați pierdut și din masa musculară. Asta decât dacă nu sunteți cumva obezi, cum am fost eu la început, când aveam 150 de kg. Deci dacă aveți 150 de kg, 200 de kg, 300 de kg și vă apucați să slăbiți, este ok să slăbești mai mult pentru că ai foarte multe kile. Aia este obezitate morbidă. Și practic dacă nu te-ai antrenat niciodată, nu ai ce mușchi să pierzi, înțelegeți? Nu aveți prea multă masă, adică nu aveți masă musculară deloc. Este safe să slăbești mai mult dacă ești atât de gras. Dar dacă nu, este foarte important să nu vă grăbiți, mai ales dacă sunteți undeva la 5 kg, 10 kg de greutatea optimă la care vreți să ajungeți sau la care este recomandată pentru voi. Deci dacă mai aveți atât de puțin să ajungeți la greutatea optimă, trebuie să slăbiți foarte, foarte puțin, trebuie să slăbiți 500 de grame, trebuie să slăbiți jumătate de kilogram maxim. Cu cât ești mai gras, cu cât ești mai mare, poți să slăbești mai mult, e mai sigur. Cu cât ești mai slab, cu cât te apropii de greutatea ideală, trebuie să slăbești mai puțin, pentru că altfel vei pierde masă musculară. Așa că nu vă mai panicați dacă ați slăbit 200 de grame într-o săptămână, dacă ați slăbit 300 de grame, 400 de grame, 500 de grame, 600 de grame. Nu vă mai panicați, gândiți-vă că este un progres, gândiți-vă că ați slăbit grăsime, frate, ați dat 300 grame de grăsime într-o săptămână, este foarte ok. Nu trebuie să mai ascultați pe toți papagalii ăștia din jurul vostru care vă îndeamnă să slăbiți cât mai repede și cât mai mult, pentru că nu este ok. Chiar dacă slăbești încet, gândește-te că tu vei slăbi încet și sigur, frate. Acesta nu este un sprint. Slăbitul nu este un sprint, este un maraton. Gândiți-vă că cei care slăbesc foarte repede au șanse foarte, foarte mari, peste 90%, să ia înapoi greutatea pe care au slăbit-o. Pentru că intervine acel efect de yo-yo, te chinui foarte, foarte mult și apoi mănânci, o dai în partea cealaltă și mănânci toate prostiile în cantități infernal de mari, nu te mai saturi niciodată, că bombardează în creier cu pofte și efectiv mănânci până te saturi și peste o jumătate de oră, peste o oră îți vine iar să mănânci. Din cauza poftelor care îți dau tot timpul în creier, nu te lasă în pace, efectiv. Și vei fi mereu într-o perioadă din asta de yo-yo, slăbești 10 kg în 2 luni, după aia pui 15 kg în 3 luni, după aia iar slăbești 15 kg în 4-5 luni, după aia iar pui 15-20 de kg în următoarele 4-5 luni. Și este foarte nasol, nu este ok, nu este recomandat. Tu care vei slăbi încet și sigur, gândește-te că tu ai șanse foarte mari să nu te mai îngrași, tu ai șanse mari, foarte mari să-ți faci un stil de viață, să mai mănânci câte o prăjitură când ai chef, să mai mănânci ceva dulce când ai poftă, deci nu este nicio problemă. Dacă vei slăbi 300-400 de grame, 500 de grame pe săptămână și îți mai faci câte o poftă odată la câteva zile, este perfect. Este perfect pentru că îți faci un stil de viață sănătos. În loc să mănânci două prăjituri pe zi sau trei sau patru, să bei 2 litri de suc cum beai înainte sau să mănânci două ciocolate, gândește-te că acum vei mânca o ciocolată pe săptămână sau vei mânca o prăjitură pe săptămână și vei bea un pahar de suc pe săptămână, adică îți vei mai face din pofte și astfel îți vei ține poftele sub control și vei și reuși să slăbești în același timp în care îți faci și poftele, în care mănânci și ce vrei, în care mănânci 90% mâncare sănătoasă, în care pui și masă musculară. Deci este perfect. Îți vei face un stil de viață sănătos. Dacă vei slăbi 1 kg pe săptămână, gândește-te că într-un an sunt 54 de kilograme. Parcă 54 de săptămâni are anul, nu? Sau 52. În fine, deci sunt 54 de kilograme. Dacă vei slăbi jumătate de kilogram pe săptămână, gândește-te că sunt 27 de kilograme pe săptămână, da? Pe an. Sunt 27 de kilograme pe an, frate. Sau 26, sau 25. Deci este fantastic. Ce poți dori mai mult? Să slăbești 20 ceva de kilograme într-un an, să mănânci echilibrat, să mănânci și ceea ce îți dorești din când în când și să-ți faci un stil de viață sănătos. Este extraordinar lucrul ăsta. Aici trebuie să tindem toți. Nu să forțăm corpul să coborăm foarte mult, foarte multe kilograme, să slăbim foarte multe kilograme într-o dată, după aia să ne îngrășăm. Pentru că prin slăbitul ăsta foarte rapid veți pierde și foarte multă masă musculară.
Iar noi despre masa musculară vorbim aici în clipul acesta, da? Deci rețineți, este foarte important acest lucru. De aceea l-am trecut și pe numărul 4. Am trecut pe locul numărul 4, chestia asta cu slăbitul prea rapidă. Mie mi se pare foarte important, deși am făcut și eu greșeala aceasta la început și am vrut să fac senzație pe YouTube, credeți-mă, este o prostie foarte mare. De aceea ocupă locul 4. Numărul 5. Surplusul caloric, mâncatul în surplus caloric sau bulk, bulking-ul, cum zic americanii, da? Este foarte greșit. Termenul de bulk este unul foarte, foarte greșit. Și foarte multă lume, mai ales din industria fitness-ului, oamenii ăștia încă cred că acest lucru este adevărat. Că dacă mănânci într-un surplus caloric vei face o perioadă de bulk, vei crește mușchii mai mari și mai puternici. Este total fals, într-adevăr. Dacă ești într-un surplus caloric față de o perioadă de deficit caloric, într-adevăr, vei avea mai multă energie, vei avea mai multă forță, vei putea trage mai tare la sală și vei putea efectiv să lucrezi cu greutăți mai mari, pentru că vei avea mai multă forță și mușchii sunt mai bine stimulați. Dar dacă vrei să crești optim în masă musculară și să nu acumulezi grăsime, cel mai bine este să fii la o perioadă de menținere. O perioadă de menținere este ceva între slăbit și ceva între surplus caloric, da? Este ceva de mijloc. Sunt acele calorii care vă permit să vă mențineți greutatea și să puteți să lucrați mai puternic, să aveți mai multă forță decât dacă ați fi pe un deficit caloric și este suficient, credeți-mă, este suficient pentru a crește optim masa musculară. Dacă vei face bulk sau dacă vei mânca în surplus caloric, tot ce vei face este să te îngrași, vei pune foarte multe kilograme de grăsime. Dacă iei 10 kilograme în, să zicem, în 2 luni de zile, credeți-mă că maxim un kilogram o să fie, poate nici ăla, nu o să fie de mușchi. Restul o să fie grăsime și apă și apoi va trebui să intri la o perioadă de dietă, de slăbit, vei da acele 10 kg jos și vei arăta la fel, pentru că nu ai pus atâta masă musculară precum credeai. Vei observa că după ce dai surplusul de 10 kg jos, vei arăta fix la fel și te vei întreba unde sunt mușchii mei. Ei bine, mușchii tăi au dispărut, pentru că mușchii tăi de fapt nu erau, nu ai pus atâția mușchi cât credeai tu. Asta este o greșeală foarte, foarte mare pe care foarte mulți din industria fitness-ului o fac și încă mai cred în mitul acesta și voi scoate o grămadă de clipuri pe viitor despre toți din industria fitness-ului de aici, de la noi din România, de pe YouTube, care au clipuri și voi corecta greșelile, așa că urmăriți-mi și seria Greșeli în Fitness, pentru că o să apară niște clipuri foarte tari. Idolii voștri pe care îi urmăriți de ani de zile habar n-au ce vorbesc, fraților. Aproape toată lumea susține lucrul acesta, susține mitul acesta că trebuie să fii într-o perioadă de bulking pentru a crește masa musculară. Total fals. Trebuie să fii într-un surplus caloric foarte, foarte mic, gen 50 de calorii pe săptămână, 100 de calorii pe zi, pardon, 50 de calorii pe zi, 100 de calorii pe zi, dar nimeni nu poate să calculeze caloriile atât de bine, atât de amănunțit, pentru că o bucată de friptură poate să aibă puțin mai multă grăsime astăzi decât bucata de mâine, puteți să vă puneți puțin mai mult ovăz astăzi decât mâine și așa mai departe. Deci, cel mai important este să rețineți că trebuie să fiți la menținere ca să puteți crește mai bine masa musculară decât dacă ați fi la slăbit. Dar asta nu înseamnă că nu veți putea crește masa musculară și dacă sunteți la slăbit, mai ales dacă sunteți începători. Dar în niciun caz să nu fiți pe surplus caloric, mai ales surplus caloric mare, pentru că vă veți îngrășa foarte, foarte tare. Numărul 6. Suplimentele. Dacă nu vă veți lua suplimentele și veți sări peste ele, cum ar fi proteina, omega 3, creatina sau alte suplimente pe care le luați voi, de exemplu eu, cum iau produsele apicole, da? Dimineața îmi iau o porție de suplimente apicole din păstură, din polen, pentru că sunt foarte, foarte bogate în proteină. Dacă voi începe să sar peste ele, bineînțeles că nu vă mai crește atât de bine și atât de repede în masa musculară. Așa că dacă luați creatină sau dacă luați proteină, whey protein, sau dacă luați păstură sau polen ca mine, deși nu cred că face nimeni acest lucru, aveți foarte mare grijă să nu săriți peste ele. Nu iei astăzi creatină, mai e peste 6 zile încă o doză de creatină sau la proteină la fel. Astăzi am mâncat 2 cupe de proteină. Și mâine ce ai făcut? Sau alaltăieri ce ai făcut? Păi alaltăieri nu mi-am luat, n-am mâncat deloc proteină. Și restul alaltăieri, păi la fel, n-am mâncat. Nu, frate, trebuie să-ți iei în fiecare zi
dozele de proteină, mai ales dacă ești o persoană care nu poate să mănânce atât de multă carne, sau mai ales dacă ești vegetarian, cu atât mai mult. Deci încercați să vă luați suplimentele în fiecare zi, să vi le luați la timp, nu să săriți peste ele, este foarte important. Este foarte important pentru creșterea în masă musculară. Pentru că altfel nu vei ajunge la doza recomandată de proteină. Numărul 7, somnul, odihna. Este foarte important să ne odihnim. Gândiți-vă, dacă nu ne odihnim, mușchiul nu se poate reface, fraților. Nu putem să dormim 3-4 ore pe noapte, sau mă rog, când dormiți voi. Nu este atât de important când dormi. Corect, este foarte, deci optim ar fi să dormi între ora 10 seara și 4, 5, 6 dimineața. Dar dacă nu poți să dormi, ai probleme cu somnul cum și eu am, eu mă culc la 5, 6, 7 dimineața, dar în schimb dorm, frate, dorm până la 12, până la 1, până la 2 după masa, până la 3 după masa, m-am trezit și la 4 după masa. Asta nu înseamnă că nu dorm. Deci gândiți-vă, dacă nu dormi, nu ai cum să-ți refaci masa musculară, mușchii nu au cum fibrele care le rupi în sală, după aia le hrănești cu proteină, da? Și trebuie să se refacă. Procesul ăsta este foarte important, procesul de refacere, pentru că atunci mușchiul îți va crește efectiv. Înțelegeți? Trebuie neapărat să dormiți. Cu cât dormi mai mult, cu atât este mai bine. Și gândește-te că atâta timp cât dormi, nici nu poți să mănânci. În momentul în care dormi, nu mănânci, ceea ce este fantastic și pentru slăbit sau pentru a ține poftele și pentru a ține efectiv caloriile sub control, caloriile zilnice. Este foarte important. Cu cât dormi mai mult, cu atât este mai bine. Dacă puteți dormi 10 ore pe zi, pe noapte, dormiți, frate, 10 ore, nu vă va afecta cu nimic. Este un mit ăsta că dacă stai mai mult treaz, arzi mai multe calorii. Nu! Caloriile se ard și în momentul în care dormi. Corect, se ard mai puține, dar se ard. Și plus de asta nu poți mânca în momentul în care dormi. Gândește-te că dacă te forțezi să stai treaz, să nu dormi, te forțezi să faci lucrul ăsta, unul la mână că nu se vor recupera mușchii și nu vor crește și doi la mână ai șanse foarte mari să mănânci pentru că corpul va intra într-o stare de colaps și atunci ca să nu intre într-o stare de colaps ai nevoie să-i dai mai multe calorii. Deci vreau să vă spun din propria mea experiență. Eu am foarte mari probleme cu somnul, mă culcam la 5 dimineața, da? Și au fost foarte multe dăți când trebuia să plec la târguri. Trebuia să mă duc la târgurile apicole, trebuia să plec la ora 5-6 dimineața. Eu practic atunci trebuia să adorm, atunci era ora mea de somn. Gândiți-vă că nu dormeam absolut deloc și plecam la drum, beam foarte multe cafele, beam foarte multă cola cu zahăr, mâncam Snickers, mâncam dulciuri, mâncam sandvișuri, mâncam efectiv, mâncam foarte, foarte mult pentru a mă ține treaz, pentru a nu intra în starea de colaps. În principiu zahăr, într-adevăr. Tocmai din cauza asta să-mi dea energie și pentru a nu intra în starea de colaps, pentru că altfel adormeam, altfel mă lua somnul la volan. După aia ajungeam la târg, trebuia să descarc 500 de kg, 600-700 o tonă de marfă din mașină, de miere. Trebuia să aranjez standurile, trebuia să aranjez frumos mesele, să pun toate borcanele, să le descarc din mașină, să le pun, să stau după aia toată ziua acolo să vând miere și era foarte, foarte greu. De aceea trebuia să mă duc neapărat cu cineva, pentru că eu, după ce aranjam tot, la ora 12:01 mă duceam și nu am camera, făceam cazarea și stăteam câteva ore să dorm, pentru că efectiv corpul meu intra în stare de colaps, ce da. Și vă garantez 100% că dacă vă veți forța să stați trezi, 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 cât mai mult timp, veți mânca foarte multe calorii în plus. Așa că somnul este foarte important, atâta timp cât dormi, nu mănânci, frate. Gândește-te doar așa. Este foarte simplu. Și pe lângă asta îți vei reface și mușchii, îți vei reface masa musculară și mușchii vor crește mai mult. Numărul 8. Alcoolul. Încercați să evitați alcoolul. Alcoolul efectiv nu ajută la creșterea în masă musculară. Alcoolul face ravagii. Dacă, mai ales dacă stați toată noaptea și faceți party-uri și beți foarte mult și vă îmbătați, efectiv alcoolul îți distruge proteina din corp. Nu vei mai putea sintetiza, corpul nu va mai putea sintetiza proteina pe care o dai. Plus de asta vei avea probleme și cu somn pentru că nu o să dormi și tot așa.
foarte multă lume în momentul în care bea peste măsură, mănâncă ceva, deci când pleci din club te duci la o sandwicherie, te duci la o shawarma, pentru că altfel nu te asumi, nu ești atât de amețit și ești așa de rău, încât și bineînțeles se face și foame, pentru că te roade la stomac și îți vine să mănânci. Deci încercați să evitați alcoolul. Da, puteți să beți o bere pe zi, sau mă rog, la câteva zile, nu este nicio problemă. Puteți să beți un pahar de vin, puteți să beți un păhărel de țuică, da? Asta nu vă va afecta. Dar în momentul în care tu stai toată noaptea și bei și te îmbeți și te amețești, lucrul ăsta este foarte dăunător pentru creșterea masei musculare. Numărul 9. Prea mult cardio. Da, știu că sună ciudat, dar prea mult cardio efectiv este dăunător pentru masa musculară. După cum știți, v-am mai explicat, HIIT-ul nu are ce căuta, sprinturile și așa mai departe, lucrurile astea n-au ce căuta în antrenamentele voastre cardio dacă vreți să slăbiți, dacă sunteți obezi, dacă sunteți mari, dacă sunteți foarte grași. Acestea sunt tipuri de antrenament pentru creșterea agilității, exploziei și așa mai departe. Tipuri de antrenament pe care le fac sportivii profesioniști, sportivii care sunt antrenați special pentru aceste lucruri. Noi, oamenii simpli, oamenii obișnuiți, nu trebuie să facem tipuri de antrenament HIIT. Bineînțeles, poți să faci 10 minute dacă vrei, într-o zi, într-o săptămână sau mă rog, nu-ți va afecta atât de rău. Dar dacă tu te vei baza doar pe antrenamentele HIIT, este cea mai mare prostie, pentru că vei arde foarte puține calorii. Asta este un mit, că antrenamentele HIIT ard în timp, o să arzi 24 de ore, o să arzi 48 de ore calorii după ce termin un antrenament HIIT de 10 minute. Pe bune, frate, voi chiar credeți stâmpenile astea că vei arde atât de multe calorii timp de 24 de ore după ce ați făcut 10 minute de antrenament HIIT? Hai să fim serioși, frate. Deci mai bine faci o oră de antrenament cardio steady state și vei arde mult mai multe calorii. Îți vei găsi un ritm al tău și vei face o oră, vei merge, vei nota, am mai discutat despre lucrurile acestea, nu vreau să intru acum în detalii. Ce vreau să vă spun este că un antrenament cardio prea îndelungat, prea mult timp, da? 2 ore, 3 ore de antrenament cardio, chiar și la o intensitate mică, îți poate afecta îți poate afecta masa musculară, pentru că nu vei mai putea să te recuperezi atât de repede. Gândiți-vă că antrenamentele cardio sunt foarte diferite față de antrenamentele cu greutăți. Noi aici vorbim despre creșterea masei musculare. Dacă vrei să crești cât mai mult masa musculară, trebuie să faci cât mai puțin cardio, trebuie să faci atât cardio cât să poți să slăbești, să ai un progres și să te definești, dar fără să pierzi masa musculară, pentru că dacă vei face prea mult cardio, îți vei pierde din masa musculară. Vei intra în supraantrenament, corpul nu va putea efectiv să se recupereze, pentru că sunt două chestii total diferite și corpul se recuperează diferit față de la antrenamentele cardio față de antrenamentele cu greutăți. Și dacă vrei să crești masa musculară și să nu pierzi masă musculară, cel mai important este să faci cardio exact cât îți trebuie. Dacă ție îți trebuie 20 de minute pe zi să mergi, frate, fă 20 de minute de mers, da? Nu fă mai mult decât îți trebuie. Dacă săptămâna asta ai slăbit un kilogram și n-ai făcut cardio deloc și săptămâna următoare vei slăbi 200 de grame, atunci înseamnă că este momentul să introduci 20 de minute de cardio pe zi, da? Vei merge așa 2-3 săptămâni, vei ajunge iară să slăbești un kilogram sau, mă rog, cât vei slăbi tu, da? O slăbire satisfăcătoare pentru tine și apoi vei observa că iarăși mai slăbești. Atunci este momentul să mărești cardio, să bagi 40 de minute sau 30 de minute și tot așa până ajungi la o oră. Deci nu faceți antrenamente cardio inutil și nu faceți prea mult cardio și aveți grijă ce cardio faceți, pentru că este posibil să vă ardă masa musculară și să nu vă recuperați pentru antrenamentele de forță, pentru antrenamentele în sală. A doua zi, după ce faci sală, da? Faci sală, după aia faci cardio prea mult, a doua zi când te vei duce în sală, vei vedea că ești ars, vei vedea că nu mai ai energie, vei vedea că te-ai supraantrenat, nu te-ai putut recupera la timp. Iar pentru tine, antrenamentele cu greutăți sunt prioritare, pentru că acestea îți aduc creșterea în masă musculară, nu antrenamentele cardio. Și pe locul 10 este consumul de apă, fraților. Este foarte important să consumați apă. Câtă apă puteți voi, cu cât beți mai multă apă, cu atât este mai bine, pentru că apa vă ajută să vă ajută corpul să sintetizeze proteina. Unii oameni poate să bea 2 litri de apă, dacă beau înainte, nu știu,
jumătate de litru de apă pe zi și au ajuns la 2 litri, este un progres, este extraordinar pentru ei. Nu trebuie să mai judecați oamenii, să dați o cifră fixă. Cu cât bezi mai multă apă, cu atât este mai bine. Dacă înainte nu beai deloc apă și acum bei un litru, este foarte bine, înseamnă că ai un progres. Dacă înainte beai un litru de apă și acum bei 2 litri de apă, la fel este foarte bine, înseamnă că ai luat în calcul această chestie, acest lucru și ai încercat să bei mai multă apă. Dacă înainte beai 2 litri de apă și acum bei 3, la fel este un progres, este foarte bine. Așa că, fraților, beți cât mai multă apă puteți voi. Încercați să beți guri mici, încercați să aveți tot timpul o sticlă de apă lângă voi, încercați să vă cumpărați apă la sticle de jumătate pentru că sunt mai ușor de cărat. Dacă veți bea cu o sticlă de 2 litri cum beau și eu, nu veți putea bea atât de multă, veți sta foarte mult însetați, e mai greu să duci o sticlă de 2 litri de apă la gură, mai ales una de 5 litri, nici nu mai zic. Încercați să vă puneți apa în pahar sau în recipiente mai mici, în sticle de jumătate, să aveți mereu lângă voi o sticlă din asta mai mică și veți vedea că veți bea mult mai multă apă. Chestia asta este testată, este testată și de mine, pentru că dacă stau cu sticla de 2 litri de apă lângă mine, efectiv nu-mi vine să o desfac mereu și să beau. Și mi se pare, bă, frate, nu mai termin sticla asta niciodată, în puii mei. În schimb, dacă ai o sticlă mică de jumate și vei bea o gură, vei bea două, vei vedea imediat, într-o jumătate de oră, vei vedea că ai ajuns la jumătatea sticlei. Într-o oră ai terminat sticla aia. După aceea te duci ție alta. Imediat, bam, bam, bei câteva guri, iară s-a dus la jumătate sticla. E ceva tot așa, e ceva psihic. E o chestie psihică, la fel cum vă ziceam cu slăbitul. Să vă puneți în farfurii mai mici, să nu mai luați cele mai mari farfurii din casă, platouri din acelea și să puneți porțiile de 200-300 de grame pentru că creierul va juca feste. Veți avea impresia că nu mâncați deloc, veți avea impresia că mâncați foarte puțin pentru că farfuria este foarte mare și mâncarea aia pe care trebuie să o mâncați voi efectiv nu acoperă nici jumătate din farfurie. Încercați să luați farfurii mai mici pentru că astfel vă păcăliți creierul. La fel ca și apă, încercați să luați sticle mai mici pentru că vă veți păcăli creierul și veți bea mult mai multă apă și veți ajunge să consumați mult mai multă apă decât consumați înainte. Deci apa la fel este foarte importantă. Și desigur nu numai apa, lichidele în general. Gândiți-vă că puteți să beți și o doză de Cola Zero pe zi, tot lichid este, nu are nici calorii, nu vă va afecta slăbitul, deci nu vă va îngrășa. Bineînțeles că are euri, are prostii și așa mai departe, dar nu veți face cancer de la o doză de Cola Zero pe zi. Trebuie să beți cantități industriale și nici așa nu s-a demonstrat că cineva a făcut cancer de la sucurile zero. Puteți să beți ceaiuri la fel, puteți să vă faceți ceaiuri dacă sunteți fan ceai. Puteți să vă luați pastiluțe din acelea efervescente de vitamina C, de eu știu ce vitamine mai sunt și să vă puneți în apă la fel. Va schimba gustul la apă, va fi mult mai plăcută apa, veți putea bea mai multă apă. Încercați să mâncați mâncare gătită, mâncare umedă, încercați să mâncați ciorbe. La fel și ciorbele conțin foarte multe lichide, foarte multă apă. Încercați să mâncați fructe și legume. La fel, fructele și legume conțin foarte multă apă. Deci încercați să consumați cât mai multe lichide. Asta e important. Nu pot să vă dau o cifră. Important este să luați în calcul consumul de lichide și să încercați să consumați cât mai multe. Și încă un sfat pe care vi-l dau, sfatul cu numărul 11, bonus, încercați să nu faceți ego lifting în sală, este foarte important pentru că dacă încercați să ridicați o greutate mult prea mare pe care nu puteți să o stăpâniți efectiv, să încercați voi să faceți o repetare, două repetări cu greutate maximală, aveți șanse foarte, foarte, foarte mari să vă rupeți o articulație, o încheietură, un mușchi și atunci ați belit-o. După aia nu mai puteți să faceți sală câteva luni. Este foarte greu, este foarte și foarte important, gândiți-vă, este foarte important să nu vă accentați, să nu faceți ego lifting, să nu ridicați din orgoliu, să impresionați pe cineva, să luați, nu știu, o greutate de 300 de kg, da, și să încercați voi să o ridicați, să faceți îndreptare cu ea, pentru că vă rupeți spatele și apoi ați belit-o, după aia nu mai puteți să faceți sală deloc. Și cum o să mai creșteți voi masă musculară după aia? Spune și mie. Deci este efectiv nu mai puteți, dacă nu mai poți să faci sală, antrenament cu greutăți, nu vei mai putea crește în masa musculară, îți vei pierde toată masa musculară, o să fie foarte, foarte dificil. Eu am trecut în decurs de 10 ani, poate chiar mai mult, de fapt, pe la 14 ani m-am apucat de sală prima dată. Am avut și am trecut prin perioade foarte, foarte dificile. M-am accidentat la umăr. Deci umărul meu și acum întroznește. Când fac așa, tot timpul întroznește umărul meu. Băieții din sală știu. Efectiv, dacă pui mâna aici și fac așa, vei simți cum întroznește umărul. Pentru că m-am accidentat de câteva ori la umăr. Eu de aceea nici nu mai fac împins cu bara sau dacă fac, nu pun mai mult de 60 de kg pe bară.
De aceea lucrez tot timpul cu gantere la piept. Lucratul cu gantere îți ajută și mușchii stabilizatori. Încearcă să lucrezi încet, să nu lucrezi mucit, da? Să pui greutăți mari și să lucrezi foarte zmucit, să lucrezi incorrect, să te dai pe spate, să îți faci balans și așa mai departe. Încearcă să controlezi tot timpul greutatea și să lucrezi ușor pentru a ține mușchiul cât mai mult în tensiune și astfel vei crește foarte bine în masa musculară și vei evita accidentările. Acestea au fost cele 10 sfaturi ale mele pentru a crește cât mai ușor, cât mai bine, pentru a crește optim masa musculară, așa că vă rog să apăsați pe butonul de subscribe. Apasă pe butonul de subscribe, frate, ca să mă susții, pentru că aici ai parte de cele mai șmechere sfaturi care se găsesc pe tot YouTube-ul ăsta. Nimeni nu vă dă sfaturile astea atât de bune, fac eforturi foarte mari să fac clipurile astea pentru voi. Vreau să împărtășesc cât mai multă informație pe care foarte mulți o țin ascunsă sau nu au habar de ea. Vreau să vă ajut să creșteți masa musculară, vreau să vă ajut să slăbiți, vreau să vă dau cele mai bune informații gratis. Nu vreau să monetizez canalul ăsta niciodată pentru a nu vă pierde timpul cu reclame. Nu-mi trebuie câțiva cenți, câțiva dolari de pe urma clipurilor acestora. Așa că v-aș ruga și v-aș rămâne recunoscători dacă ați lăsa un comentariu, pentru că la fel și comentariile mă ajută foarte mult. Și bineînțeles, nu uitați să apeși și pe butonul de like, pentru că la fel mă ajută foarte mult. Mi-ajută foarte mult clipurile să fie recomandate la cât mai multe persoane și clipurile mele să aibă mai multe vizualizări. Chestia asta este singurul lucru care mă motivează să fac clipuri în continuare pe YouTube. Le fac din pasiune, le fac din plăcere, nu le fac pentru a câștiga nimic de pe urma lor. Eu am posibilitatea să monetizez și acum canalul meu de YouTube, dar nu vreau să o fac. Nu vreau să o fac pentru că și pe mine mă enervează reclamele și pentru ce să o fac, frate? Pentru câțiva dolari, pentru câțiva cenți? Deci nu are sens. Spuneți-mi voi un YouTuber care nu și-a monetizat canalul de YouTube, frate. E chiar atât de greu să dai un subscribe și să lași un comentariu, să lași un like. Este foarte ușor, este doar un click. Așa că susține-mă, pentru că vei avea parte de cele mai șmechere informații. Iar dacă vrei să mă susții financiar, singura modalitate pe care o accept este să faci o comandă pe site-ul meu www.miertv.ro și ați cumpăra produse apicole, suplimente apicole de cea mai bună calitate, produse apicole premiate la târgurile naționale și internaționale apicole, la cele mai bune prețuri din țară și vei avea o sănătate de invidiat, credeți-mă. Aceste produse sunt fantastice pentru sănătate, dar nu numai, sunt fantastice și pentru creșterea în masă musculară și pentru slăbit, pentru că mierea este diuretică, mierea are mai puține calorii decât zahărul, decât dulciurile, vă ține pofta de dulce sub control, păstura și polenul sunt extraordinare pentru creșterea în masă musculară. Ai o grămadă de reduceri pe site-ul meu, plus de asta la următoarea comandă vei avea 10% din comanda precedentă, deci ce pot să vă ofer mai mult de atât? Iar dacă vreți să mă contactați pentru online coaching, o puteți face pe Instagram sau pe Facebook la MiereTVO. Prețul meu este foarte mare, este de 1000 de lei pe lună și nu v-aș sfătui să faceți acest lucru. Trebuie doar să vă uitați la clipurile mele, pentru că sunt gratis și veți ști exact ce trebuie să faceți, credeți-mă. E exact când ați avea un antrenor personal. Nu trebuie să mai dați bani la alți antrenori personali, de aceea vă încurajez să nu dați nici mie bani, să nu mă angajați nici pe mine, pentru că puteți să faceți lucrul acesta singuri. Eu am încredere în voi, trebuie să aveți și voi încredere în voi și cu siguranță veți ajunge la cea mai bună forma voastră. Deci singurul lucru pe care vă încurajez să-l faceți pentru a mă susține financiar este să faceți o comandă pe site-ul meu. Pentru că dacă vreți să fiți urși, fraților, trebuie să consumați produse apicole, trebuie să consumați miere ca ursul și cu siguranță veți ajunge foarte, foarte masivi, veți pune foarte multă masă musculară, exact cum am pus și eu, și veți fi foarte sănătoși. Până data viitoare, eu sunt Otto, urșii mei vă salut, nu uitați să mâncați sănătos, să faceți mișcare și să consumați produse apicole. V-am pupat! Ciao! Hala, nu sunt sportiv, dar le coc. Voi, vrăjitorul din os. Voi, pitez la fura ca Lucian. Voi, am plecat, a rămas fără foi. Oricine ești, orice vinzi, să nu te minți. Nimic nu valorează mai mult de 29 de arginți.